ați venit la Ciberunitate, ediția cu numărul 31. Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți. Pentru cei care mă cunoașteți, mă bucur să ne revedem. Câteva cuvinte așa pe scurt. Acolo în spate avem apă, sucul, chestii dacă vreți să savurați. Avem call for speakers deschis pentru aceia dintre voi care vor să susțină o prezentare sau vor să împărtășească sau vor să discute într-un safe space care de fiecare dată e deschis. Sibiu Web Meetup-ul găsiți pe social media, peste tot, cu handle-ul Sibiu Web Meetup. Suntem live și pe YouTube, sper să funcționeze. Și tema din seara asta, după cum puteți vedea pe proiector, l-avem invitat pe Aleodor Tabarcea, care vine via București, nu? Via București. Via București. Și eu cam atât am avut de spus, am să predau cuvântul. Îți foarte mulțumesc, domnul Ștefan, și îți mulțumesc de invitație. Salutare tuturor! Eu sunt Aleodor Tabarcea, a.k.a. Ale, vedeți acolo în colț jos, dreapta. Am venit astăzi, să vă zic cum a început treaba asta. Treaba asta a început cu Alex aici din față, care a zis că, bă, știu, e un băiat șmecher în Sibiu și are un meetup și trebuie să vii să vorbești la meetup-ul ăla, când mi-ai făcut capul calendar în de ajuns. Și am zis că ok, pare o oportunitate bună să vin să fac capul calendar și la alți oameni. Așa am ajuns eu aici. Am stat un pic de vorbă cu Ștefan și am încercat să ne dăm seama care ar fi cel mai bun topic pentru meetup și mi-a spus că nimeni până acum n-a acoperit nimic din zona de CSS. Așa că am venit un pic cu povestea asta de CSS, care este o poveste pe care eu am învățat-o mult prea târziu în cariera mea și vă povestesc imediat și de cariera mea. Dar, înainte de asta, ajutați-mă să înțeleg un pic cu cine vorbesc. Câți dintre voi de aici au atins CSS-ul până acum? S-au jucat cu el cât de cât? Ok. Câți dintre voi se consideră pro la CSS? Ok? Cool. Câți dintre voi gândesc sisteme de componente? 1, 2, 3, 4-ish. Acum. Bun. Ce vă prezint eu în seara asta nu este rocket science. Dacă vreți, o să mai vin cu o prezentare în care să intru mai în rocket science. Ce vă prezint în seara asta este cumva povestea de început a CSS-ului și să înțelegeți ce se întâmplă de fapt în momentul în care scrieți CSS și la ce să fiți atenți, mai ales din punct de vedere performanță, o parte pe care lumea o ignoră atunci când vine vorba de CSS în general. Bun. Întotdeauna prezentările mele încerc să le pornesc așa într-un mod în care să dau un pic de predictability, să știți cam despre cam care o să fie povestea. Prima oară o să vorbim un pic de cine naiba sunt eu. Nu e nimeni care e doar engleză aici, nu? Once, twice, see. Vrei să ținem în engleză cumva? Ok, cool. Stai liniștit. Îi zicem. Da. Bun, deci, prima oară cine sunt eu și de ce vin aici și CSS. Pe bune. Bun, asta e prima chestie, după care o să vorbim un pic de prima chestie din istorie, și anume rendering engines. Ce sunt rendering engines, cum interpretează ele CSS-ul și cum se transformă limbajul ăsta pe care noi îl scriem în ceva output. Apoi vorbim un pic despre ecran și aici o să vorbim despre cum văd eu ecranul, și anume ca niște leere de la un tort. Și o să vă povestesc un pic cum ne uităm la fiecare din leerele astea. Și apoi vorbim un pic de the basics of CSS layout. Pentru cei care ați folosit CSS-ul mai extensiv, s-ar putea să nu găsiți foarte multe chestii noi. Ce o să încerc eu să vă dau un pic este o structură prin care eu trec, personal, în momentul în care fac un layout de CSS. Fie el pentru componente sau pentru pagini. Who the hell am I? V-am mai zis o dată, nu mai repet acum. Sunt Aleodor Tabarcea, sunt web developer de 13-14 ani, de zile, cam așa. Am lucrat în primă instanță la Microsoft, prin Microsoft Student Partners, după care am avut brief commitments cu WWF. După care am mutat la Bitdefender, am stat vreo 6-7 ani acolo și am construit mostly de la zero produselor de enterprise. Prima oară ca developer și apoi m-am mutat ca și manager. După o perioadă m-am plictisit de Bitdefender și m-am mutat la Adobe, unde m-am dus să le construiesc o altă platformă de la zero și un sistem de design. Spectrum, care este de altfel disponibil și ca open source, dacă vreți să intrați pe acolo și să vedeți ce prostii am făcut în el. Am stat la Adobe vreo 4 ani de zile ca și developer, după care m-am mutat și am început să construiesc Photoshop web-ul, care este acum disponibil.
dacă vreți să vă jucați cu Photoshop și nu-l plătiți. Am construit Photoshop web-ul de la zero, am dovedit în primul rând că se poate, după care m-am plictisit iarăși și acum m-am mutat de la Adobe și m-am mutat la Sneak, care este o companie de cyber security în care încerc să mi dărgesc un pic plaja de cunoștințe, dincolo din zona de UI, am intrat un pic în zona de C++ și mai multe chestii. Cool. Notă. Prezentarea asta și majoritatea prezentărilor pe care le fac eu sunt ca o discuție în sufragerie. Eu stau aici și vorbesc, fac capul calendar la oameni, dar aș vrea să vă simțiți îndeajuns de confortabil încât să ridicați mâna și oriunde vi se pare că nu înțelegeți ceva sau vreți informații suplimentare, doar să-mi ziceți că cu mare drag vorbesc și mai mult de atât. Se poate. Bun. Ce e CSS-ul pentru cei care, dacă nu ați avut neapărat o chestie intimă cu zona asta de programare, e zona de prezentare, de presentation de pe zona de web. Îți permite, basically, să aranjezi pagina ta așa cum îți dorești. Nu o să dau istoric aici, că nu-mi place să intru în istoric, dar în principiu îți permite să manipulezi partea semantică a web-ului în așa fel încât să-i dai o altă fază. Și probabil cea mai ignorată parte din computer science, mai ales în zona de web, oamenii nu pun foarte multă atenție atunci când învață. First, there was the egg, the rendering engine. Și o să vorbim un pic de structura asta. Câți dintre voi au mai văzut până acum schema asta? Going once, going twice, blank. Dar e bine. Bun, hai să începem un pic. Cam așa arată browserul vostru în momentul în care îl deschideți în spate. Există un engine principal care se ocupă de deschiderea browserului și ăsta este acel browser user interface pe care îl vedeți voi. Unde aveți navigarea, unde păcați, adresa de domeniu la care vreți să vă duceți, vezi butoanele de back and forth, refresh și toate chestiile astea. Sub toată treaba asta, există două engine-uri separate. Engine-ul de browser și engine-ul de rendering efectiv. Engine-ul de browser se ocupă de toată partea care ține de data processing mai complicat. Este în mare parte C++ oriented și are baza de C++ și se ocupă de network request-uri, discuția over the network, luatul de pagini, de HTML sau de CSS și aducerea ei să o parseze. După ce parsează informația respectivă, ea este pasată către rendering engine aici. În rendering engine-ul ăsta se ia informația respectivă și începem să înțelegem ce să facem cu ea. Da? Am luat index HTML-ul, am luat documentul de CSS și încerc să îl parsez și să înțeleg ce se întâmplă exact cu el. Bun, deci ce țineți? Browser engine-ul se leagă de tot ce ține data persistence, da? tot ce înseamnă high data processing în browser. Rendering engine-ul vorbește cu JS interpreterul care o să-l ignorăm pentru moment că e o discuție întreagă aici. Avem un UI backend care leagă browser user interface-ul de tot ce ține rendering engine, care ce face de fapt? Când ați dat voi refresh acolo, tot ce face este să browser interface-ul vine la UI backend, îi zice, băi, mi-a zis să-i dau refresh, se duce la rendering engine și zice, ia-și tu din nou tot HTML-ul ăsta și tot CSS-ul ăsta, ai niște metode de caching pe acolo, reinterpretează-l din nou și pune-l pe pagină. Cam așa interferează cele două. Merge și invers, în momentul în care, de exemplu, vreți să suprascrieți metoda de back de la browser să facă altceva, nu e frumos, dar în caz de vreți să faceți chestia asta, rendering engine-ul, basically, printr-un JS interpreter, poate să discute cu UI backend-ul și să pușeze înspre browser interface o metodă custom de interacțiune. Anyway, am de rea. Revenim. Rendering engine-ul, ăsta e locul în care o să discutăm astăzi și o să intrăm un pic în depth. Întrebări. Are sens? Are. Plan. Bun. High level process. Intrăm în depth pe partea asta de rendering engine. Și după cum vă ziceam, o să încerc să merg pas cu pas, așa cam ce se întâmplă în momentul în care accesez o pagină. Prima oară să încarc HTML-ul, iau fișierul de HTML și încep să-l pasez în renderul din engine. Este un parser special pentru HTML. Citesc toate nodurile respective și văd cam ce-i cu viața lui. În momentul în care întâlnesc primul tag de CSS, atenție, în parserul de HTML există tag-uri de CSS embedded. Pentru cei care au scris /style/style, acolo tot style-ul pe care îl scriu vine odată cu HTML-ul și este interpretat direct de parserul de HTML prin link direct către parserul de CSS. N-am mai făcut legătura asta aici ca să nu supracomplicăm schema. Dar majoritatea din noi cum folosesc CSS-ul?
E, facem un document separat, un fișier separat de CSS, îl cerem peste network, zicem, băi, dăm și mie CSS-ul ăsta, în momentul în care veni CSS-ul, se loadează în parserul de CSS, care în spate, câți dintre voi știau că există un CSS DOM? Bun, stăm bine. Așa, eu n-am aflat asta decât acum 4-5 ani. Anyway, există DOM, care e basically structura ierarhică a tot ce ține de elementele de HTML, și apoi există CSS DOM, care e structura ierarhică a tuturor styling-urilor de CSS pe care tu le definești. Se creează acest CSS DOM, în partea asta, parserul de HTML începe să creeze DOM tree-ul, care este destul de expensiv, de asta l-am făcut cu o sută mai mare, și CSS DOM-ul ăsta se linkuiește, se creează link direct cu elementele de DOM tree. Întrebări. Cred că am și slide special pentru întrebări cândva pe aici. Anyway, un pic mai extensivă și mai progresivă, HTML-ul, parserul, CSS-ul, parserul. Ce se întâmplă în spate? Prima oară se creează un DOM, după care în partea asta, altă, se creează ceea ce numim noi style rules, regulile pe care noi le definim. Din DOM-ul ăsta se creează un DOM tree, se creează ierarhia efectivă și style rule-urile astea începem să le facem binding cu DOM tree. Acum, ce poate unii dintre voi nu știau, este că nu se trece direct la un render tree per se. Se creează un render tree inițial din DOM tree și style rules și în momentul în care se crea render tree-ul ăsta inițial, se trece prin primul proces și anume de page layout. Și aici o să petrecem majoritatea timpului în prezentarea de astăzi. Pentru că este adesea ignorat, mostly pentru că nu te prinzi ce se întâmplă prin el acolo. Așa, dar page layout este basically partea de space computing din spatele browserului. E partea în care noi ne dăm seama ce spațiu ocup, unde îl ocup și de ce îl ocup acolo și în ce boundaries ocup spațiul respectiv. Ăla este page layout. Se creează acest page layout în spate, se interpretează toate chestiile prin care o să trecem astăzi, se binduiesc în render tree și se adaugă ca și metadata, după care se dau către layer-ul de painting efectiv, care îți pastează pe pagină și tu poți să vezi. Toate chestiile astea ar trebui să se întâmple, dacă ai scris codul bine, în sub 200-300 de milisecunde. Întrebări. Nu. Trebuie să înțelegi cum funcționează, interacționezi cu el indirect. Spune. Un web component. Web componenturile... Da, e un web component, basically, pe care tu îl înregistrezi la runtime și dacă vrei să faci aleodors component, poți să faci chestia asta și tu poți să-ți înregistrezi componenta respectivă ca mai apoi engine-ul de browser să știe să o interpreteze pointând la codul pe care tu îl loadezi în browser. Dar asta se întâmplă în continuare aici și aici. În zona de page layout, noi ca și developeri nu avem decât efectul ei, ca să spun așa, în momentul în care creăm layout-ul. Noi nu avem niciun mod în care să ne jucăm efectiv în layout respectiv. Cel mai simplu mod în care noi afectăm page layout-ul respectiv este în momentul în care zici position relativ. Și o să ajungem imediat în momentul în care scrii position relativ, ce se întâmplă de fapt în spate în tot page layout-ul respectiv. Că e un tree mai complicat de efecte pe care lumea în general nu îl realizează. Alte întrebări? Cool. Am început un pic mai târziu. O să mă țin vreo 40 de minute. E ok, Ștefan? Până la ora 9. Deci puteți spune oricât întrebări vreți. Bun. Gândindu-ne un pic la ecran și povestea de Keitler, am luat un pic cu The Basics, să recapitulez pentru toată lumea care nu e familiară. Există două tipuri de elemente în principiu în HTML, nu în CSS. În HTML există două tipuri de elemente, block elements și inline elements. Ce înseamnă treaba asta? Block elements zic, băi, eu în momentul în care îmi pun pe pagină, tot ce este la stânga mea e al meu. Și orice alt block element declarat după mine o să pice pe un nou rând. Inline elements sunt elementele care sunt de gașcă și zic, eu sunt ok să fiu și cu fratele meu aici lângă mine. Și putem să stăm unul lângă altul până nu mai avem loc și atunci, care vine următorul, pică pe următorul rând.
Cam asta este logica de procesare a celor două. Da? Block element o să fie întotdeauna auspiciu unul sub altul și îți blochează toată pagina. Am încercat să ilustrez aici un pic, chiar dacă pierde jumătate, eu i-am zis din CSS că vreau doar jumătate de pagină să fie, tot spațiul ăsta în spate, spațiul computat, este tot pentru acest, același element. În layer engine-ul pe care se creează în spate, spațiul ăsta de aici nu există pentru alte elemente, de niciun fel. Bun. Întrebări? E clar? Cool. O să vorbim mai mult despre asta și am încercat să fac o schemă rapidă. Inline axis de la stânga la dreapta, block axis din sus în jos. Și tot ce vedem în pătratul ăla e viewport. Deci e important că acolo se tot pun elemente pe care voi să înțelegeți ce se întâmplă cu ele. And finally we got the CSS. Tot ce am vorbit până acum, da? Block elements, inline elements, sunt elemente de HTML. Da? DOM tree-ul decide în first layout că elementele respective sunt block sau inline. După care noi mergem mai departe și avem super power-ul ăsta de CSS, în care putem, peste layer-ul semantic de elemente, să creăm oricâte layere virtuale, dar care sunt non-semantice. Ce înseamnă asta? Semantic este un element de HTML. Div este semantic, înseamnă, vine cu o însemnătate în spate. E o clasă acolo care îi dă niște proprietăți. Un span vine cu alte proprietăți ale lui, este semantic. În momentul în care eu am schimbat ceva din CSS, orice aș schimba, cu excepția specială a aria elementurilor, care sunt un interpretor special pentru cei care au nevoie de accessibility interpretation, cu excepția elementelor de aria, tot ce vine din CSS este pur și simplu virtual și non-semantic. Întrebări în legătură cu asta? Cool. Vorbim de cele trei layere și vă explic un pic. Și aici vin și vă povestesc de zona de performanță și o să vă dau o poveste de la mine de la muncă. Când ne-am apucat noi să trecem Photoshop în web, unul din cele mai grele tool-uri de făcut din Photoshop era Layer Space. De ce? Pentru că am ajuns la punctul la care am văzut unii clienți care aveau 1.000.000-1.200.000 de layere și problema principală era cum trebuia să dea scroll pe layer respective și să meargă smooth. Și anume să atingem 60 de frames per second. De ce? Pentru că designerii sunt foarte pretențioși și dacă văd un pic că glicioiește ecranul, no good. Nu, du-te cu produsul înapoi acasă. Și atunci am început eu să înțeleg cumva the hard way efectele pe care le are fiecare layer în parte. Și o să vorbim aici. Primul layer este layerul semantic de HTML, care dă înțeles a tot ceea ce înseamnă pagină de browser. Da? Vorbeam mai devreme de spanuri, tipuri și așa mai departe, toate elementele de HTML. După care intrăm în layerul de Space Computing, care dă ordine. Ce înseamnă acest layer de Space Computing? Sunt proprietățile din CSS care afectează direct modul de comportament al obiectului pe pagină. Nu modul cum arată, ci modul lui de comportament. Și aici vorbim de position, relativ, static, absolut. Vorbim de margin, vorbim de padding, vorbim de width-ul, height-ul elementului efectiv. Și ultimul layer, the painting layer, care este singurul layer din browser care poate să-ți garanteze 60 frames per second, este layerul de painting, care sunt toate proprietățile non-space din CSS. Te-am ajutat cu ceva cu asta? Știi toată treaba asta până acum? Blana! Bun, și o să trecem un pic prin ele imediat și o să vă și povestesc de ce. Hai să vă povestesc și de ce. Basically, elementele astea de DOM, de fiecare dată când se întâmplă ceva cu ele, ele trebuie scrise și scoase din DOM. Chiar dacă vouă vi se pare că voi modificați doar o proprietate pe un anumit element, în spate browserul în engine-ul de C++ ce face? Face destroy la elementul ăla, că e mai ieftin să-l creeze din nou de la zero, decât să-l modifice, efectiv. Și atunci distruge elementul respectiv, ți-l recrează cu noua proprietate adăugată, dar chestia asta mănâncă efectiv procesor. Că avem noi calculatoare acum foarte șmechere și nu ne afectează treaba asta, e bine. În momentul în care încerci să scoți și să bagi 1000 de elemente în pagină deodată, chestia asta se simte chiar și pe cel mai performant Mac pe care l-am luat. Partea de Space Computing, motivul pentru care e expensive în continuare și nu poți să atingi 60 de frames per second în zona asta,
este că în momentul în care ai scos un element din pagina asta, noi trebuie să recalculăm modul în care se comportă toate celelalte elemente. Că nu știi ce efect, e un ripple effect acolo. Și dacă am scos un element din mijloc, alte elemente trebuie să vină în locul lui să fill in that gap. Și atunci e foarte costisitor din nou să facem modificări de astea, în teorie. Dacă ești îndeajuns de nerd, încât să stai ca mine și să faci fiecare linie și să vezi ce repaint-uri se fac în pagină, poți să faci modificări pe space computing, fără să afectezi performanța paginii. Dacă o iei pur și simplu și încerci să scoți un element din pagină și speri să se reașeze celelalte în jurul lui, atunci nu ai nici cea mai vagă idee care sunt, de fapt, impactul elementelor de paint de pe pagina respectivă. Și trebuie să fii un pic atent la chestia asta. Dar, în general, ca și rule of the thumb, zona de space computing este zona costisitoare în continuare, care nu poate să atingă 60 de frames per second în browser. Zona de 60 de frames per second sunt chestiile de genul am schimbat o culoare, am schimbat o transparență, am schimbat un rotation și imediat povestim de ce rotation-ul nu este, nu impactează la fel ca și space computing. Întrebări. Domnul mă ia valul și povestiți multe pe lângă, să știți. Cool. Vorbim de the basic of CSS. Și o luăm din nou încet, adesea, de-a lungul carierei mele, am avut prieteni care s-au apucat să-și facă un site. Sau să facă un site unei rude, sau să-i facă un site unei pizzerii, sau așa mai departe. Și discuția pe care o am aproape de fiecare dată, în momentul în care cineva încearcă să învețe programare și să facă și un site cuiva, din prima, e, bă, ai nevoie cu CSS, de ajutor cu CSS-ul, hai să te învăț un pic cum să-ți organizezi codul. Întotdeauna răspunsul e, na, I'm good. CSS, caut Stack Overflow, copy-paste, arată bine, treaba e blană. O lună mai târziu, după ce a făcut copy-paste la tot codul de pe CSS, de pe Stack Overflow posibil, vine la mine și se plânge, păi aș vrea și eu să mut elementul ăsta de aici, aici, și se duce totul drag. Motivul pentru care se întâmplă chestia asta este că n-a fost la prezentarea mea, ca să înțeleagă un pic care sunt space computation-urile de care o să vorbim mai departe. Don't be Dempstein, doesn't matter. Și trecem la prima chestie de bază, pe care sper că ați văzut-o toți dintre voi, dar basically este the box model, care îți zice în elemente foarte simple că un element de HTML, de fapt un element de DOM, e incorrect spus un element de HTML, un element de DOM, are în spate un width și un height, un padding, un border și un margin. Și by default, poate să-mi zică cineva cum se computează spațiul pentru un element? Care sunt chestiile care se iau în considerare dacă nu schimbăm box modelul? Si, nu există răspuns greșit. Ce mai? Da. Marginul e inclus, corect? În box model este inclus? Nu este inclus nici acolo. Deci dacă schimbi box modelul la border box, basically îți zice singur. Include totul până la border inclusiv. By default, el include doar contentul din mijloc. Deci în momentul în care tu computezi un element și îi dai 200 pe 150, da? By default, elementul respectiv o să fie 200 pe 150 doar pe width și pe height. O chestie pe care o facem în web destul de des, în așa fel încât să avem un behavior consistent asupra elementelor, este să dăm steluță, box model, border box, pe toate elementele de HTML. În felul ăsta, tu știi sigur că în momentul în care definești un element, width, height-ul, padding-ul și border-ul, toate sunt incluse încât te aștepți tu să fie, de fapt, elementul respectiv. Are sens? Am pierdut ceva? Bun. Și e o practică destul de des întâlnită, mai ales în momentul în care faci un design system. E mult mai rar să întâlnești să nu ai nevoie să ții cont de padding și de border într-un design system decât să ții cont de ele. Și atunci, by default, cel mai bine pui un steluță acolo la începutul CSS-ului tău, box model, border box și your cover. Bun. Urma să am și desenat. Nu mai contează. Bun. Mergem mai departe. Proprietatea de z-index, care este probabil familiară, dacă ați lucrat cu CSS până acum. Foarte important, proprietatea de z-index nu afectează niciun fel zona de space computation,
afectează doar zona de pain, cum vorbeam. Ultimul layer al cake-ului, doar pe ăla îl afectează. Ce înseamnă asta? Pinning-ul HTML-ului, elementelor de DOM, rămâne întotdeauna constant. Space computation-ul rămâne întotdeauna constant. Z-index-ul, tot ce zice, este al câtelea strat de vopsea trebuie să fie în tortul ăsta, layer-ul meu. Atât și nimic mai mult. Nu definește niciun fel zona de spațiu. În mod normal merge de la 0 la 3, o chestie pe care o facem foarte drăguț în momentul în care nu mai merge sistemul cum trebuie, mai băgăm un minus 1 ca să băgăm ceva pe supreș, sau mai băgăm un z-index 9999999999 până la capul de celălalt, în așa fel încât să ne asigurăm că iese până sus. Eu merg din 10 în 10, 10, 100, 1000 sau mai. Și folosesc și variabile în așa fel încât să fie mai ușor, știi, să citesc în momentul în care trec prin ele. Cool. Întrebări? Ceva? Domn Bișari, da? Vorbim de partea de positioning de elements. Poziția defaultă a elementelor, v-am zis, trec prin tot basic-ul. Și de asta, dacă e ceva, întrebați-mă. Când plecați de aici, vreau să știți cum faceți o pagină de la zero, în așa fel încât să nu faceți fuck-up-uri în ea. Positioning de elements. By default, positioning-ul de element static înseamnă că avem exact ordinea pe care o vedem aici. Zona de semantic order, zona de space computing, zona de painting. Elementele pică, așa cum zice, inline-ul și blocul și nimic mai mult. Asta înseamnă static. După care, mergem mai departe, pe poziționarea relativ. În momentul în care am zis position relativ, se întâmplă câteva chestii magice. Prima chestie este că se activează coordonatele. Din momentul ăsta, până în zona de static, având doar elemente inline și block, dacă ziceam top 100, nu se întâmpla nimic, era irelevant. Right 100, la fel nimic. De ce? Pentru că nu exista încă un sistem de coordonate la care elementul ăla se referă. În momentul în care eu am zis position relativ pe un element, am definit un nou sistem de coordonate de space computing de la elementul respectiv. Și acum, elementul meu are un sistem de coordonate de aici, de la 0,0, cu care pot să mă joc și pot să adaug left sau top pe elementul respectiv. Pe lângă asta se activează z-index-ul. În poziția statică, dacă adaugi un z-index, se uită la tine și zice și ce? E șmeche. Nu e cazul. În z-index, în poziție statică, z-index-ul nu e influențat în niciun fel. În momentul în care am adăugat position relativ pe un element, se activează z-index-ul și, basically, se activează nivelul ăsta multi-painting din browser. Și ultima chestie, foarte importantă, se creează un position context. Ce înseamnă asta? În browser, în momentul în care ai pus orice altă poziție în afară de static, se mai creează un layer de ăsta de painting în care se mapează toate coordonatele noi cu origin 0,0 de unde este elementul respectiv. Are sens? Da. Deci se mapează un layer de ăsta nou de painting, se pune aici și are origin 0,0 aici. Asta înseamnă că se creează un position context. De acum, toate elementele care sunt în elementul meu mai departe au context la elementul ăsta de position. Fie el relativ sau absolut sau mai departe. Mergem mai departe. Position absolut îți mai dă niște șmecheri. Este relativ la primul position context. Și aici vreau să vorbim puțin. Primul position context, dacă nu există niciun alt element deasupra lui, știți care e? Going once. Close enough, e viewport-ul. Body-ul poate fi afectat că e un element de DOM. Viewport-ul este un element absolut în browser. Viewport-ul este elementul root întotdeauna. Dacă nu există un alt element cu position definit deasupra lui, viewport-ul este elementul contextual. Ăla este first relative context. Dacă avem orice element poziționat în pagina noastră, atunci ăla devine primului context și la ăla o să înceapă să se refere din momentul respectiv. Se creează different paint layer și am încercat eu aici prin schema mea, schema ță, să încerc să definez faptul că în momentul în care adăugăm peste semantic layer și peste space computing-ul inițial al viewport-ului încă un layer, se creează un layer nou aici în care din momentul ăsta mai departe toate elementele se jonglează pe acest nou painting layer al browser-ului. Îți faci un fel de layer virtual de acel cake de care vă ziceam eu, și totul începe să se refere la layerul respectiv, la nimic altceva din exterior. Și has no space layer. Trebuie să fiți atenți ca să observați asta.
observați că aici nu există nicio linie verde. Ce înseamnă că nu există această linie verde? În momentul în care adăugați un position absolut, el se creează un context nou în browser pentru, pe care se desenează, dar nu afectează în niciun fel spacing-ul din browser, din elementul respectiv. El nu ia loc. E pe propria lui pagină, are propria lui caracter, să zic așa. Are sens? Pe câteva nodes. Dacă nu, mă întoarceți. Nu-i problemă. Cool. Position fixed. E relativ la viewport. Se creează un different page layer, la fel ca și în partea cealaltă. Nu are space layer, la fel ca și în partea cealaltă. Singura diferență este că, basically, rămâne acolo unde l-ai pus. Întrebări legate de asta? Absolutul și fixul. Pretty close din punct de vedere rendering engine. Going once, going twice. Și acum intrăm în sticky. Și sticky îmi place mie, pentru că iarăși am încercat să fac aici un pic de desen și să zic că sticky este relativ by default și apoi trece în fixed to the viewport. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă în primă instanță el este un element relativ și are toate cele trei layere semantice, adică are partea de semantic, are partea de space, are partea de painting, în momentul în care el iese din viewport, se transformă într-un element fix și în momentul în care se transformă într-un element fix, pierde toată partea de space computing și din nou și-a propriul lui layer de tort pe care e el rege acolo și face ce vrea și nu afectează elementele din jurul. Are sens? Aștept să uitați mult din chestiile astea. O să pun acolo un link la prezentare după ce se postează pe YouTube. Dar să o aveți, dar măcar să aveți ca și referință povestea mea de aici. Întrebări din toată partea asta. Cât mai am? 5-10 minute și do it. Cool! O să vorbim un pic de display types aici. Și avem două tipuri de display types. Display type-uri care controlează elementul și mediul din jurul lui. Și display types care controlează elementul și mediul din interiorul lui. Așa se împart în general în momentul în care vrei să le înveți de la zero și vrei să ai o privire exhaustivă asupra lor. Mamă, ce cuvânt tensi. Dar nu mă vei. Bun, și acum hai să vorbim un pic de fiecare din ele. Vorbim prima oară de display type-urile externe, care sunt cele basic, block și inline. Ce înseamnă asta? Block basic înseamnă că eu mă definesc pe tot rândul, eu definesc cum se comportă și elementul de lângă mine. Pentru că dacă e un inline lângă mine, dar eu zic că ocup tot spațiul ăsta, eu îl afectez și pe el și îl trimit pe rândul următor. Inline-ul la fel. El zice, băi, eu ocup spațiul ăsta de aici, dar eu definez și cum se comportă elementul de după mine. Dacă mai vine un inline după mine, are spațiul lângă mine. Afectez display-ul exterior al celorlalte elemente. Și apoi discutăm de inline block, care este un inline un pic mai șmecher. De ce e un inline un pic mai șmecher? Dacă pe inline nu ai control asupra width-ul și height-ului elementului, pentru că inline-ul zice sunt definit de ce e în interiorul meu, în momentul în care vorbim de inline block, este definit atât de ce e interiorul lui, dar poți să intervii și cu proprietăți de CSS suplimentare asupra lui. Ceea ce înseamnă că dacă pentru inline am un spațiu, am o semantică de spațiu restrânsă la niște proprietăți, pentru inline block am din nou tot space meaning-ul pentru elementul respectiv. Și ultimul de pe listă este none, care basically zice că eu nu ocup niciun spațiu și eu ne ocupând niciun spațiu, automat îi las pe ceilalți să ocupe și afectez modul în care sunt afișați cei din jurul meu. Astea sunt display type-urile externe. Întrebare aici. E clar? Între inline block și inline. Inline e definit strict de conținutul pe care îl are în interior. Gen, textul pe care îl are definește cât de lat și cât de înalt este. Da? Orice este în interiorul lui, ăla definește cât e elementul. Inline block-ul, dacă pe un inline pui width și height, ți-l ignoră. Are un space computation limitat. Un inline block îți dă capacitatea să controlezi width-ul și height-ul elementului respectiv. Exact, exact. Cool. Display types internă.
flow root-ul este display type-ul by default, modul în care funcționează un element. Nu o să stau foarte mult aici, m-am povestit de layer cake-ul ăsta, semantic, spațiu, pane. După care venim la prea iubitul table, care a făcut furori în lumea web-ului din 2000 și cred că 1990-2000, cam așa. 2001-2004, da? Bun, ce făcea table-ul? Table-ul basically zice în felul următor. Am meaning semantic, am full meaning-ul semantic a unui obiect, dar vin cu niște restricții din punct de vedere space computing și din punct de vedere paint computing. Am niște proprietăți prin mine predefinite pe care vrei tu, nu vrei, trebuie să le respecti. Ăsta era table pe vremea. Aș zice că încă e folositor. Doar că în mai puține circunstanțe decât îl foloseam atunci. Că atunci aș ca să facem un buton, câteodată foloseam un tablet. Nu mai zic. Acum folosim tipul, da. Corect. După care trecem la display type-urile care afectează elementele interne mai moderne și care sunt folosite mai des acum, și anume flex-ul, care flex-ul ce îți dă? Și am încercat tot așa să ilustrez un pic aici. Flex-ul îți dă control asupra elementelor, dar doar pe una din axele de reprezentare. Fie pe axa inline de reprezentare, fie prin pe axa block de reprezentare. E unidimensional, mulțumesc. Flexul este un vector, gridul este o matrice. Acolo vreau să ajung. Exact. Flexul îți dă control asupra elementelor. Din nou, din punct de vedere meaning semantic, nu se schimbă nimic. El îți dă posibilitatea să alterezi spațiul pe care îl ocupă elementele din interiorul meu pe o singură axă. Asta înseamnă flex. Zona de painting rămâne la fel ca la toate elementele, poate fi afectată în orice fel posibil. Dacă ne mutăm la ultimul tip de, sper că e ultimul, nu mi-am mai refreshuit CSS-ul de mult, dar dacă ne uităm la ultimul mod de a crea un layout de pagină, și anume grid-ul, grid-ul a venit cu capacitatea de a-ți controla space computation-ul atât pe axa de inline cât și pe axa de block și normal cu o semantică semnificativ mai complicată care să-l completeze, să poată să ne dea control. Întrebări? În momentul în care o să începeți să învățați flexul și grid-ul, o să înțelegeți de ce modul ăsta de a defini spațiu a impus anumite restricții pe modul în care au putut să vă expună proprietățile pe flex sau pe grid. Și anume de ce, de exemplu, în momentul în care faci un flex cu space between, datorită faptului că noi putem să controlăm doar stai să văd dacă mă amintesc exact proprietatea de CSS. Basically, o să observați că una din proprietățile de la flex este cumva anormal. Dacă era flex spacing, cred că era ca să pui space between. Ce anume? La gap-ul dintre ele, da? Ei, o să vedeți că proprietatea care le aliniază pe vertical este line items. De ce nu e cu flex? Pentru că nu vine din engine-ul de layout de flex. Este o forțare a engine-ului de flex care se poate să o aliniezi pe vertical. El, by default, engine-ul de flex îți dă posibilitatea să computeze elementele doar pe orizontală, dacă tu așa l-ai definit. Și trebuie să vii cu o proprietate care în mod normal nu ar trebui să afecteze obiectele respective, care este dintr-un alt engine de layout, care să-ți alinieze de fapt elementele alea pe vertical. Și de asta o să vedeți că proprietățile se numesc Justify Content, se numește una din ele. Ele nu sunt flex-oriented elements, la fel cum găsești în grid toate proprietățile definite de grid, pentru că ele nu au putut să fie aplicate pe un engine curat. Ele au fost aplicate pe un engine unidimensional, dar oamenii ușor vreau să facă un layout bidimensional cu proprietăți unidimensionale. Asta e așa, a tidbit of inner knowledge. Motivul pentru care știu toate chestiile astea este că am participat la niște debate-uri foarte lungi cu WWC în momentul în care se făceau spec-urile pentru Flex.
Bun, întrebări. Mergem mai departe. Learning to be on the flow, step by step, este ultima chestie pe care vă povestesc în seara asta, și anume cum să îți creezi un content structure clean. Alex aici mi-a trimis într-o zi o poză urâtă a unei aplicații și în care pusese culori diferite pentru fiecare layer și eram, da, așa se face. În prima oară când vrei să-ți faci layer-ul unei componente, ideal ar fi ca fiecare chestie care are meaning din componenta respectivă să aibă culoare diferite, în așa fel încât tu să înțelegi clar ce se întâmplă în componentă. Unde e header-ul, unde e body-ul, unde e footer-ul, unde e panelul din lateral și așa mai departe. Pornind de la partea asta, flow-ul meu mental în momentul în care creez fie o componentă, fie o pagină web, e în felul următor. Mă gândesc prima oară care este ordinea semantică a elementelor. Fără să mă gândesc la nimic de cum arată pagina. Efectiv, care este ordinea semantică a elementelor. Dacă vă duceți pe o pagină și încercați să intrați cu un tool de accessibility și prima oară vă citește made by nu știu cine, nenea ăla care a gândit site-ul ăla, nu a încercat și el să gândească pe care ar fi ordinea logică în care citesc elementele astea de pe pagină. Nu. S-a uitat un pic la design și a văzut el acolo un element din made by care părea floating sau position fixed undeva, l-a trântit acolo primul în pagină, felicitări, asta este cea mai importantă informație de pe website-ul tău. Nu. Ca să facem un website sau o pagină sau o componentă cum trebuie, prima oară ne gândim care e ordinea logică a informației pe care eu încerc să o citesc din componenta respectivă. Și îmi definesc cele două tipuri de blocuri. Blocurile de... cele două tipuri de elemente. Elementele de tip bloc, care se duc de sus în jos, și elementele de tip inline, care intră ideal în blocuri, în general, și definesc layout-ul de la stânga la dreapta. La final, trebuie să am o pagină HTML urâtă, alb-negru, în care să văd frumos fiecare element în ordinea pe care eu trebuie să-i citesc, să-i o prezint omului care citește pagina. Make sense? Foarte important. Dacă faceți site-uri web, vă rog, sunt milioane de oameni în lumea asta care au nevoie de reading tools, în așa fel încât să înțeleagă paginile web. Dacă voi vă duceți și le faceți după cum arată pagina web în design, omul ăla nu o să înțeleagă nimic din pagina. Deci vă rog, luați-o cu ordinea semantică prima oară. După ordinea mea semantică, venim și începem să gândim layout box-urile și anume începem să gândim nesting-ul efectiv al componentelor. Partea de space computation efectivă, începem să ne definim, să văd dacă am mai făcut un site separat, un slide separat, nu? Aici începem să ne definim partea de display flex, display grid. Da? Deci după ce am pus elementele în ordinea lor logică, în pagină, arată urât, pun un border, pun o steluță border, un pixel red la toate elementele, ca să le văd frumos cum arată în pagină. Așa, și în momentul ăla încep să mă gândesc. Băi, aici ar trebui să am un layout de tip table. Ok, fac un tablet. Aici ar trebui să am un layout pe care vreau să-l controlez doar pe orizontal. Fac un display flex și frumos îmi aranjez elementele alea pe orizontal. Aici am un întreg grid pe care vreau să-l controlez, un display grid cu proprietățile aferente display grid-ului respectiv. Are sens? Deci ăsta e pasul 2. Primul pas, semantic. Al doilea pas, space computation. Display type-urile de care am vorbit, inline și external și internal. După care ne mutăm la zona de positioning. Deci acum mi-am dat seama că probabil ar trebui să fac switch între astea două secțiuni din prezentare, să vă prezint întâi display type-urile și după aia positioning-ul. Dar, revenind, după ce am făcut partea de display type, external și internal, mă uit și încep să adaug partea de positioning efectiv. Ce faci partea asta de positioning? Dacă v-ați uitat pe slide-ul un pic pe măsură ce le parcurgeam, prima oară am adăugat layer-ul ăsta roșu, de semantic, a doua oară am adăugat layer-ul ăsta de space computing, cu display flex, display table și așa mai departe. Acum încep să creez contextele în care eu creez elementele respective. Și aici, în momentul în care eu am zis position relativ, frumos s-a creat un context nou, în care există position, elementul ăla de position relativ. La fel și pentru position absolut ăsta, să creat un context nou și mai trebuie să mai creez unul pentru position fix aici. O să-l creez pentru data viitoare când fac prezentare. Bun. Deci după semantic, după space, venim cu partea asta de positioning elements. Deja aici începe pagina să arate urât, dar în layout-ul pe care mi l-a dat designerul într-o oarecare măsură.
Aveam dintea asta separată până la urmă, step 3. E ok. De ce mă uitam dacă aveam pagina asta separată? Pentru că am două procese diferite pe care le fac în funcție de dacă fac o componentă sau dacă fac un web page și trăiam cu impresia că am consolidat astea două, dar nu le-am consolidat. Dacă fac un web page, fac atât partea aia de display inline și block, cât și partea de display flex și display grid, le fac în același în aceeași iterație. Dacă nu, în momentul în care vreau să gândesc o componentă mai complexă, în care am mai multe contexte în ea, las partea asta de display flex și grid mai la final. Motivul pentru care o las mai la final este că display flex-ul și grid-ul, deși îmi fac space computation, îmi dau cumva o impresie greșită asupra spațiului. Inline-ul și blocul, ele se comportă by default și consistent. Display grid-ul și display flex-ul se comportă consistent din punct de vedere că e doar vertical, doar orizontal sau e pe o matrice, dar proprietățile pe care eu le definesc pentru display type-urile respective pot să afecteze modul în care eu văd rezultatul pe pagină. Dacă într-un web page chestia asta nu mă afectează foarte mult, că ar trebui să fie ușor de parcurs, că e un element mare, în momentul în care am un element mai mic, mai complex, nu știu, un slider cu niște number steps, acolo e, în momentul în care am adăugat partea asta de display din prima, pot să mă confuzeze ordinea elementelor care ar trebui să fie în componenta aia și modul prin care ar trebui să trec după aia prin ele cu tab. Are sens? Bun. Partea de extension, în momentul în care începe să definiți display grid-uri, display flex-uri, se întâmplă chestia asta și acum ne ducem un pic în reprezentarea grafică pe care o făcusem. Basically, în interiorul paint space-ului ăsta, noi începem să creăm noi layere semantice care să ne permită să controlăm elementele fie pe verticală, fie pe orizontală, fie pe ambele în cazul display grid-ului. Last but not least, și aici este zona în care testă toată lumea și face CSS, este zona efectivă de proprietăți în care adăugăm culori, decorații, transformuri care, știți că vă ziceam eu la început că dacă rotim elementul nu afectează niciun fel space computing-ul, transformul nu este de fapt transform rotate, nu este o proprietate care afectează în niciun fel computarea spațiului pe ecran. Nu se trigăruiește o recalculare a spațiului. De ce? Pentru că tot transformul ăla, în momentul în care noi am dat transform rotate, ce face browserul? Zice, las contextul ăsta pe care l-ai definit aici, unde e în pagină, îți fac un context nou pentru transform rotate și eu tot ce fac un context ăsta nou. Și atunci pagina inițială nu e afectată în niciun fel de space computation-ul unei transform. Și la pseudo-elemente când pui content, depinde dacă dai display type sau nu la pseudo-elementele respective. Display block, în momentul ăla, atunci e afectat space computing-ul. Pentru că tu ai un element de DOM în spate, căruia în momentul în care i-ai dat un pseudo-element, s-a atașat un alt element de DOM, care este ca un child element, i-ai atașat display block pe el. În momentul ăla, tu te-ai dus în space computing și l-ai inserat ca și frate al elementului ăsta. Tu nu vezi asta, dar în spate ele sunt două elemente independente cu un link de relation între ele. Nu afectează space computing-ul, este safe, poți să-l folosești cât vrei tu. Ești în zona de 60 frames per second. Te rog. Da. Exact. De ce? Pentru că se întâmplă exact ce ziceam mai devreme. Se creează spațiu pe care ocupă elementul și în momentul în care ai pus transform ca și proprietate, din secunda în care ai pus transform ca și proprietate pe elementul ăla, se creează un paint content, nu space content. Nou, un paint layer nou și doar în paint layerul respectiv se face rotation-ul de fapt al elementului. Depinde. La position relativ, de exemplu, am vorbit de top și left. Da? Transform cu animation, ești în zona de painting în continuare. Ești în zona de 60 frames per second, poți să faci câtă animație vrei tu. Bine, acel câtă animație vrei tu, e până la un punct. Motivul pentru care e până la un punct e că chiar dacă
e cel mai safe spațiu. Ar trebui să fac un slide pentru asta. Consumă, dar problema nu este că consumă. Problema este în felul următor. Pentru fiecare element pentru care tu faci transform, se creează un paint layer separat, ceea ce înseamnă un nou node separat în ierarhia de browser. Și în momentul în care tu faci, în special dacă faci transformuri în transformuri în transformuri, ce se întâmplă este că crește complexitatea grafului prin care browserul trebuie să treacă ca să poată să computeze, de fapt, paint layer-ul. Dacă... Exact. Se mai fac pătrățele din astea, de le vezi pe aici, din ce în ce mai multe. Problema reală este că în momentul în care tu folosești transformuri, paint layer-urile astea sunt afectate unul de celălalt în momentul în care ai opacitate sau ai overlaying unul peste celălalt. Ai z-indexuri diferite. Ei, ce se întâmplă? Dacă tu ai doi frați și trece unul peste celălalt, este foarte ușor să-și dea seama browserul pe care e primul. În momentul în care tu trebuie să treci peste un element care este al 100-lea copil al elementului pe care, sau e, ai un părinte comun la 100 de elemente deasupra, browserul ce trebuie să facă? Trebuie să ducă din nod în nod și să computeze la fiecare nod care sunt boundary-urile elementului respectiv și să vadă dacă boundary-urile noului transform pe care tu îl faci sunt afectate în vreun fel de boundary-urile elementului ăsta. Și atunci devine foarte costisitor. Super important dacă folosiți transform în general, să vă creați un spațiu de transform. Ce înseamnă asta? Un div position relativ în care tot transformul nu ar trebui să iasă în afara boundary-urilor divului respectiv. De ce? Pentru că mental, după aia, ai șanse mult mai mici să afectezi un nod de lângă care s-ar putea să fie al umiilea copil pe propriul lui track de, pe propriul lui path de graf. Are sens? Dacă pui overflow hidden, nu. Dacă pui overflow hidden, basically ce se întâmplă, tu în mod normal, într-o reprezentare ideală, paint layer-ul ăsta se duce în tot spațiul. În momentul în care tu folosești position relativ, elementele relative absolute și mai departe sunt reprezentate la contextul respectiv. Când ai dat position relativ, tu efectiv ți-ai decupat o parte din paint-ul ăsta și zici, bă, vreau să le pe mine, numai zona asta mă interesează. Și atunci nu mai ai riscul să afectezi noduri de pe o cale ierarhică laterală. Te rog. Și când folosești after și before, atunci ce se întâmplă? Când folosești after și before, ele sunt pseudo-elemente, basically, și devin elemente frați ale elementului pe care tu le declari. Ele devin noi elemente de DOM. Atâta timp cât le dai un display. Dacă nu le dai un display, atunci ele sunt doar painting layers. Deși aici este o discuție mai complicată, pentru că dacă nu le dai display, dar pui text în ele, textul de... dacă ne ducem un pic... All the way back, cred că era mai simplu să dau escape. Mai simplu să dau escape. O să intru direct în tool aici, că e mai simplu. În toată drăcia asta de browser, rendering engine-ul ăsta primește input de la mai multe engine-uri de sub el. Unul este engine-ul de CSS, unul este engine-ul de DOM și cel mai urât engine by far din browser este engine-ul de text. De ce este cel mai urât engine care face o grămadă de mizerii în toate celelalte engine-uri? Pentru că engine-ul de text vine la grămadă cu engine-ul de glifuri. Oamenii pot să-și definească fonturi custom, pot să-și definească moduri custom de a-și reprezenta glifurile într-un anumit font. Hey, ce se întâmplă în momentul ăsta? În momentul în care tu pui un after și zici acolo două puncte sau ceva, că lumea face chestia asta, în momentul în care faci chestia asta, de fapt și de drept acolo, se creează un element de DOM nou și el în mod normal, dacă tu nu ai pune acele două puncte în el, este doar un paint layer. El pentru asta a fost inițial designed. Modul în care îl folosim noi și punem content două puncte, de fapt și de drept în spate, pornește un proces separat de computare a textului în engine-ul de text care se duce și zice, băi, din momentul ăsta mai departe, tu chiar dacă tu ai impresia că nu ești display block, ești display block, așa zic eu. Și din momentul ăla el devine display block ca să poată să computeze înălțimea și lățimea glifului din interiorul elementului respectiv. Dacă tu nu îi dai display block,
ce face el de fapt și de drept? Se duce în spate și zice, ăsta n-are display block, are de fapt display position absolut. Și îl scoate pe un paint layer separat, în așa fel încât faptul că tu ai creat acolo un block element nou, să nu afecteze flow-ul natural al domnului tău. A avut sens toată povestea asta? Un glyph? Un caracter dintr-un font. Aua, de exemplu. El se folosește R2, se numește limbajul, în care se designuiesc majoritatea fonturilor. Și basically ce faci? Te duci acolo frumos și iei fiecare element în parte, fiecare cod de element din ASCII și definești AU, BU, GU, DU și mai departe. Ce-ame? Exact, ce face Font Awesome, basically. Acum, pentru simplu fapt că există tool-uri ca Font Awesome care basically exploatează capacitatea browserului, pentru că browserul ce a zis? A zis, bă, avem fonturile astea și știm să le desenăm. Și oamenii au zis că nu sunt fericit, vreau Comic Sans. Și tu n-ai Comic Sans aici. Ok, bine, vrei Comic Sans? Uite, capacitatea să îți urci propriul font. În momentul în care se deschizi chestia asta de capacitatea de a-ți urca propriul font, tu basically poți să-ți definești o tabelă întreagă de glifuri cu coduri hexa în spate. E, glifurile respective, la rândul lor, au un layout complicat. Pentru că tu nu știi câte noduri au glifurile alea, în ce mod sunt reprezentate, sunt vectorial, dar ce fel de vectorial sunt? Că poți să aibă și măști, poți să aibă o grămadă de chestii, în așa fel că să îți computeze glifura. E și foarte complicat pentru browser să facă chestia asta. Textul e unul din cele mai stringy elemente din browser. Și ca să facă treaba asta, îi trebuie întotdeauna un element block în care să poată să-și computeze layout, efectiv. Să vadă cât, ce înălțime și ce lățime are fontul ăsta, dacă aplic font size X, font weight Y și așa mai departe. Alte întrebări? Da, cred că am ajuns la finalul prezentării. Să zic că aveam... am început să iei multe elemente pe aici, e ok. Hai, mă. Am ajuns la finalul prezentării și era ăsta aici. Ta-da! Așa, cam asta a fost prezentarea mea. Acum aștept întrebări în continuare, nu e nicio problemă. Motivul pentru care fac prezentarea asta este efectiv să trec oamenii care, chiar dacă au experiență cu CSS-ul, nu s-au oprit din motive total de înțeles, să se uite efectiv cum funcționează engine-ul, care sunt quirk-urile engine-ului de browser. Și n-am intrat în prezentarea asta într-o chestie foarte importantă, și anume faptul că există diferite rendering engine-uri și Safari și-a făcut propriul rendering engine, Chrome are propriul rendering engine, Firefox are propriul rendering engine și mai sunt quirk-uri și între ele. Dar nu o să intrăm acolo, pentru că acolo este un no man's land din care o să ieșiți doar triști. Așa că rămânem la punctul la care am trecut un pic prin toate mecanismele care stau în spatele unui rendering engine și principala chestie cu care aș vrea să plecați de aici sunt acele trei layere, semantic, de spațiu și de painting, și să încercați să țineți în minte că display-ul și position-ul afectează spațiu, tot ce înseamnă elemente de DOM este în zona de semantic și este cel mai scump de modificat, da? După care vine spațiu și e position și display, external, internal, toată povestea pe care v-am spus-o, și ultimul layer, layerul de painting, este layerul în care voi puteți să vă faceți de cap și să modificați oricâte chestii, că șansele să impactați, realistic vorbind, browserul, sunt destul de mici. Cool? Dan, vă mulțumesc foarte mult! Domnul Ștefan, cu ocazia asta aveau și eu gurdeam. Da, voi puteai să te prezi. Bun. Mai zic eu câteva cuvinte și după aceea mai putem să mai stăți, să mai povestiți, să mai puteți să-l abordați și pe Ale, fără nicio problemă. Următorul eveniment va fi în octombrie, undeva pe la... Las mai las? Nu, e ok. Să nu orbim. Da, nu, las când las. Așa, deci va fi undeva în jurul datei de 26 octombrie, sper. Am un speaker pregătit, vedem dacă și acceptă și ne putem... sincronizat cu timpul. Ce mai avem? Mai era o chestie care vreau să zic. În octombrie, dacă vă interesează, există un hackathon organizat de către Universitatea Lucian Blaga în cadrul Sibiu Innovation Days.
dacă printre voi sunt studenți sau masteranți sau whatever, puteți să participați la acest hackathon, 24 de ore, premii destul de substanțiale, îmi scrieți și vă pot să vă pun în legătură cu persoanele care organizează acest eveniment. Cum? Din păcate, da. Studenți, masteranțele de liceu, cam acolo e. Pentru copiii mai mari, urmează. O să fie mai încolo un alt hackathon în care na, încă stabilim detaliile. Da, cam atâta din partea mea. Mulțumesc că ați venit și o seară plăcută în continuare. Mersi! Vedeți să primim ăla?